Sunt Verica Bujor, profesor de matematică. Astăzi, în această sesiune, vom face câteva teste pe tema corpurilor geometrice. Legat de prisma patrulateră. Prima problemă. Dimensiunile unui paralelepiped dreptunghic sunt de 7 cm, 4 cm și respectiv 8 cm. Să calculăm area laterală și volumul paralelepipedului dreptunghic. Cele trei dimensiuni le putem lua în ordinea în care sunt date. Lungimea, 7 cm, lățimea, 4 cm și înălțimea, 8 cm. Cu cine este egală area laterală la paralelepipedul dreptunghic? Area laterală este egală cu perimetrul bazei ori înălțimea. Asta, perimetrul bazei, dacă lungimile bazelor sunt dimensiunile 7, respectiv 4 cm, perimetrul bazei care este un dreptunghi este egală cu 7 plus 4, 11, ori 2, 22. Deci, area laterală este egală cu, recapitulăm, perimetrul bazei înseamnă de 2 ori lungimea plus lățimea. Lungimea plus lățimea, 11 ori 2, 22 de centimetri, ori înălțimea, care înseamnă 8. Și este egal cu 176 centimetri pătrați. Atenție! Volumul paralelepipedului dreptunghic. Dacă vă reamintiți, este produsul celor trei dimensiuni. Volumul este egal cu lungime ori lățime ori înălțime. Adică volumul este egal cu 7 ori 4 ori 8. Centimetri cubi. Centimetri cubi. Atenție! La area centimetri pătrați, la volum centimetri cubi. Mergem mai departe. Problema a doua. Cunoaștem că un cub are volumul 125 centimetri cubi. Să calculăm area totală a cubului. Vă reamintesc că volumul cubului este egal cu lungimea muchiei la puterea a treia. Asta înseamnă că 125 este egal cu muchia la puterea a treia. De unde rezultă? Ne întrebăm ce număr la puterea a treia ne dă 125. Îl descompunem pe 125, deci lungimea muchiei cubului este 5. Din volumul cubului cunoscut, am aflat lungimea muchiei cubului, 5. Area totală a cubului, cubul, are 6 fețe în care toate fețele sunt pătrate. Și atunci area totală a cubului este de 6 ori muchia la puterea a doua. Asta înseamnă că area totală este egal cu 6 ori 25 centimetri pătrați și 6 ori 25 egal cu 150 centimetri pătrați. Și am răspuns astfel la întrebarea problemei. Trecem la problema 3. Cunoaștem că suma dimensiunilor unui paralelepiped dreptunghic este 24 cm, iar lungimea diagonalei de 18 cm. Se cere să calculăm area totală a paralelepipedului dreptunghic. Reamintesc
că dimensiunile unui paralelepiped dreptunghic sunt lungime, lățime și înălțime. Asta înseamnă că, notând L mare, lungime, L mic, lățime și H înălțime, L mare plus L mic plus H egal cu 24 cm. Iar lungimea diagonală 18, diagonală o notăm cu D mic. Ei, cunoscând aceste date, să calculăm area totală. Păi area totală la paralelepipedul dreptunghic egal cu de 2 ori lungimea ori lățimea, plus de 2 ori lungimea ori înălțimea, plus de 2 ori lățimea ori înălțimea. De la algebră putem folosi formula trinomului la puterea a doua, adică lungime plus lățime plus înălțime, totul la puterea a doua, egal cu lungimea la a doua plus lățimea la a doua plus înălțimea la a doua plus de 2 ori lungimea ori lățimea plus de 2 ori lățimea ori înălțimea plus de 2 ori lungimea ori lățimea. De aici, înlocuind ceea ce cunoaștem, putem afla foarte ușor area totală. Rețineți, pentru rezolvarea acestei probleme folosim următoarea formulă. Lungimea plus lățimea plus înălțimea la puterea a doua, închid paranteza, la puterea a doua, este formula de calcul de la algebră, egal cu lungimea la puterea a doua plus lățimea la puterea a doua plus înălțimea la puterea a doua plus de 2 ori lungimea ori lățimea, plus de 2 ori lungimea ori lățimea, plus de 2 ori lățimea ori înălțimea, adică aceasta fiind chiar area totală. Ei, noi cunoaștem lungimea diagonalei, e 18, dar reamintesc, diagonala la puterea a doua într-un paralelepiped dreptunghic este chiar lungimea la a doua plus lățimea la a doua plus înălțimea la puterea a doua. Ai scrie înălțimea. Bun. Înlocuim suma celor trei dimensiuni cu 24. Lungimea diagonală este 18, pătratul lui 18 este 324 și de aici putem afla area totală. Rămâne să faceți voi calculele. Trecem la problema 4, care este o problemă cu o prismă triunghiulară regulată. Asta înseamnă că la această prismă baza este un triunghi echilateral, iar muchiile laterale sunt perpendiculare pe planul bazei. Lungimea bazei, muchiei bazei, este 4 cm, iar înălțimea 8. Se cere area laterală și volumul. Problema este ușoară, fiind prisma regulată, asta înseamnă că area laterală este perimetrul bazei ori înălțimea, iar volumul este area bazei ori înălțimea. Sunt lucruri cunoscute de voi, puteți să scrieți formulele și să înlocuiți. Următoarea problemă este cu o prismă dreaptă, da? ABCDEF, în care ABC este un triunghi dreptunghic, evident, și DEF este tot un triunghi dreptunghic. Cunoaștem înălțimea prismei, care este congruentă cu ipotenuza bazei. AB este egal cu 12, iar BC este 9. Ni se cere să calculăm area totală și volumul prismei. Deci, în triunghiul dreptunghic ABC, noi cunoaștem, atenție, AD egală cu AC. Adică, înălțimea AD este egală cu AC, AC fiind ipotenuza. E clar. Aici să fiți foarte atenți. Problema are o schepsis aici. Deci ipotenuza triunghiului dreptunghic ABC este AC. Asta înseamnă că triunghiul ABC este dreptunghic în B. Folosim formula areei totale la prisma dreaptă și volumul, se pot afla foarte ușor ceea ce se cere. Pentru că ipotenuza AC, AB și BC sunt catete, ca să aflăm ipotenuza AC se folosește teorema lui Pitagora. Area totală la prisma dreaptă este egală cu area laterală plus de 2 ori area bazei. Volumul prismei este area bazei ori înălțimea.
Ni se cere mai departe la punctul B area triunghiului MB, unde M este mijlocul lui AC. Vă las pe voi să vă gândiți la această problemă. Probleme cu piramida patrulateră regulată. Sunt propuse două probleme care sunt și rezolvate. Prima problemă este vorba despre o piramidă patrulateră regulată, în care cunoaștem muchia bazei și înălțimea. Să calculăm area totală și volumul piramidei. A doua, tot o piramidă patrulateră regulată, în care cunoaștem muchia laterală de 10 cm și muchia bazei 2. Să calculăm volumul și area laterală. Iată, pentru prima problemă, rezolvarea este în acest slide. Volumul piramidei este area bazei ori înălțimea supra 3, unde este specificat că, fiind o piramidă regulată, baza ABCD este un pătrat. Area pătratului este latura la pătrat, deci area bazei, latura fiind muchia bazei 4, 4 la pătrat, 16 cm pătrați, și am înlocuit 1 pe 3, ori area bazei 16, înălțimea 12. Rezultatul este 64 cm cubi. Ca să putem să aflăm area laterală, respectiv area totală, trebuie să aflăm înălțimea unei fețe laterale, VE, care pentru piramida regulată se numește apotemă. Calculele sunt specificate în triunghiul VOE, dreptunghic în O, s-a aflat VE, care reprezintă apotema piramidei. Area totală este egal cu area laterală plus area bazei. La piramida regulată, area laterală este perimetrul bazei ori apotema. Area laterală s-a calculat și apoi area totală. Rezultatul este specificat aici. Pentru cealaltă problemă, la fel, calculele sunt prezentate lângă figură. Pentru o piramidă triunghiulară regulată, iar sunt propuse două probleme. Piramidă triunghiulară regulată, în care se cunoaște muchia bazei, respectiv înălțimea. Să calculăm area totală și volumul. La a doua la fel, dar cunoaștem muchia laterală VB și înălțimea. Tot area laterală și volumul. Rămâne ca să analizați voi fiecare rezolvare. Iată, prima problemă cum este rezolvată. Cea de-a doua veți rezolva singuri.